Găsit, doamnelor și domnilor, la interviurile telejurnalului în această seară un invitat special, o voce de radio, Paul Grigoriu. Bună seara! Bună seara, bine ați venit! Bine v-am găsit, vă mulțumim că ne-ați primit în casa dumneavoastră frumoasă de la Buciumeni. Exact, județul Dâmbovița. O să pornesc de la ceva ce ați spus chiar dumneavoastră. Vocea este ca o pecete pentru jurnalist de radio, e ca un ADN, dacă o ai foarte bine, dacă nu, atunci să-ți cauți de drum. La radio, dacă n-ai voce, pentru ce să te duci? Doar așa, să admiri peisajul sau să-i asculți pe alții. Așa că vocea e prima condiție, după părerea mea. Iar vocea nu se face, se poate lucra. Atunci profit de faptul că vă jucați cu un fruct care a stârnit o oarecare rumoare în radio, din câte mi-amintesc da, și da, am citit. Da, prin anii 90 era chestiunea asta. Era foarte, foarte popular de tineri. Și unul dintre acești tineri era reporter frenetic la noi, Adrian Fulea. Astăzi ar trebui să mă adresez cu să trăiți, dar nu asta contează. Unul din acești tineri m-a întrebat cum de am așa o voce bună. L-am rugat să se jure pe ce are mai sfânt ca să-i încredințez secretul. S-a jurat și am spus că rod coajă de lămâie. Cum adică? Și lămâia ce... O arunc, rod coajă de lămâie. Și peste vreo câteva zile am avut surpriza să văd pe coridor, vedeți, n-am mâncat coajă de la mâie, să văd pe coridor foarte mulți tineri, în frunte de altfel cu Adrian Fulea, care rodeau lămâi. Le-am spus în clipa aia, terminați-o cu tâmpenile. Era o păcăleală. Vieții mă, oameni și aruncau lămâile care erau încă scumpe atunci. Era un program foarte greu. Din câte mi-amintesc, pentru matinalul la care lucrați, era nevoie ca toată noaptea să stați treaz, să luați legătura cu corespondenții, îi sunați, nu primeați cuvinte tocmai bune la telefon, nu, din câte știu. Nu. Eram pe vremea aceea un perfecționist și nu-mi convenea niciodată ce făceam, așa că ascultam piesele muzicale de cel puțin 10 ori fiecare la un program de 3 ore, vă dați seama că asta era treabă. Cu corespondenții, într-adevăr, relațiile au fost tensionate la început, până au învățat și ei că ăsta e stilul meu de lucru și bună ziua. Și în plus, le-am redus drastic corespondențele ca durată. Pe vremea lui Ceaușescu ce era o știre? Pe vremea lui Ceaușescu era o chestie foarte complicată. Eu am lucrat pe vremea lui Ceaușescu la redacția emisiunilor pentru străinătate. Și un buletin de știri începea obligatoriu cu o știre despre activitatea lui, care era cât se poate de extinsă. Se enumerau toate titlurile pe care le avea: președinte, secretar general, comandant suprem al armatei și nu mai știu ce Dumnezeu. Și au de o plictiseală înfiorătoare, pentru că știrile adevărate, care veneau totuși pe agenții de presă, veneau și știri adevărate. Alea trebuiau băgate mai la urmă și expediate în funcție de cronometrajul pe care l-aveam pentru buletinul respectiv de știri. Un mentor ați avut? Am avut foarte mulți. Era plin radio, cum sper că e plin și acum, de oameni de mare valoare, de la care însă luai pe furate, pentru că nimeni nu stătea să-ți explice o chestie, de ce o face așa, de ce nu o face altfel, și selectai, asta era poate bine, că selectai tu singur ceea ce credeai că îți merge. A existat un regim care interzicea foarte multe. Cât despre a vă interzice pe dumneavoastră pe postul național de radio? Pe postul național de radio s-a întâmplat după 90, curios. Am fost interzis după un interviu cu Corneliu Vadim Tudor, care a înjurat copios Cotroceanu. Și președintele, pe bună dreptate, nu a apreciat faptul că eu, ca moderator, n-am reușit să-l opresc. Și mărturisesc că am meritat-o. A fost singura suspendare, de altfel. Cât timp ați fost suspendat? O lună. Făceam o emisiune la care țineam enorm de mult, o emisiune de interviuri de luni până vineri, Sfertul Academic se numea, și chiar mi-a lipsit emisiunea asta. O lună, dar o meritam. Acum sunteți la pensie și vreau să știu dacă se întâmplă așa, să simțiți acea nostalgie, să vă fie dor, să fiți în fața microfonului. Nu, cred că o să vă dezamăgesc. Nu am nicio nostalgie în legătură cu radio, doar pentru câțiva prieteni pe care presupun că i-am. Filozofia mea este următoarea. Eu mi-am făcut bucata mea de drum și cred că
că gata, mă așteptam să-mi fi pus întrebarea aceea care se pune foarte des, dacă ar fi să o luați de la capăt. Ei bine, dacă ar fi să o iau de la capăt, nu aș face asta. Aș vrea din tot sufletul și nu mint deloc să fiu ghitarist de muzică rock. Am visat toată viața chestia asta, dar nu am ureche muzicală. Ce ziceți de vocile de astăzi de la radio? După părerea mea s-a înțeles, începând din 1990, s-a înțeles foarte prost conceptul de democrație în profesiune. Toată lumea avea acces la microfon dacă lucra la radio. Este o greșeală fundamentală. Cum vedeți dumneavoastră acum radioul public? E foarte ușor să spui, domnule, radio nu mai e ce era, domnule, era o chestie extraordinară când eram noi. Și noi am greșit, și noi am învățat de la alții. A fost conștient de numele Paul Grigoriu, de ce a însemnat Paul Grigoriu pentru radio? Nu, am fost conștient de numele ăsta exclusiv prin tatăl meu și prin familia mea. În rest, da, știu că oamenii îmi scriau, foarte multe erau admirative, destule erau pline de reproșuri atunci când... De multe ori aveau dreptate, iar relația mea cu ascultătorii a fost una oarecum tensionată, pentru că eu n-am crezut niciodată măgăria asta pe care o afișează așa zi și oameni de radio, de altfel nici nu știu ce înseamnă asta om de radio, că măria sa ascultătorul, ce e măria sa ascultătorul? E unul ca și mine. Căruia eu îi fac un serviciu pe care el îl plătește de altfel și gata, poate să fie nemulțumit, nu-i măria sa. Deci radioul n-a fost niciodată pe un soclu pentru dumneavoastră. Radio a fost viața mea. Matinal la concert. A fost casa mea, au fost sentimentele mele câte au fost, dar fără să fie ceva fără de care să nu pot exista. Elevi ați avut? Nu prea știam să explic. Am avut destui lângă mine de care sunt mândru acum când îi aud. Sunt foarte, foarte mulți de care am fost fundamental dezamăgit, dar asta e partea, asta e riscul. Nu pot să fie toți de un calapot sau să fie toți pe placul meu. Sunt voci radio care au migrat către televiziune. Explozia din radio s-a întâmplat și în televiziune. Da. Vreau să-mi spuneți ce v-ar plăcea să vedeți și nu vedeți. Vreau să-mi spuneți ce ar fi de îndreptat și ce se întâmplă și cu postul public de televiziune, dacă îl urmăriți. În măsura în care îl urmăresc, da. Aș vrea să fie mult mai multe emisiuni de tipul celor care sunt făcute de Cătălin Ștefănescu sau de doamna Eugenia Vodă. Aș aprecia să se facă un canal de știri care să demonstreze tuturor ce înseamnă un canal de știri, pentru că, deși aceste programe pe care le vedem noi particulare, care au apărut, se intitulează pompos canal de știri, știți, în franceză e o... se spune canal la canal. Dar se poate spune și egu, acolo se duc toate apele reziduale. Asta este. Eu cred mai degrabă că astea nu sunt canale, deci sunt dezegu. V-ați retras aici, dumneavoastră ați început să scrieți de mult? Scriu cu tocul pe hârtie, da. Și ce, la ce scrieți acum, la ce lucrați? Este o carte care va apare, sper în noiembrie, la editura Radio. Se numește G de la Gugiumene, am rebotezat satul ăsta și e o falsă monografie. Și am scris o carte de amintiri din radio, dar deocamdată e doar în manuscris. Ce e cel mai frumos la meseria asta? La meseria asta este procentul de imprevizibil care există, oricând poate să intervină un accident sau să uiți unde te afli, ești într-un studio și descoperirea asta de lucruri noi, de fapte noi, de realități noi, despre care poate că nu știai nimic sau poate doar le bănuiai. E o descoperire continuă. Libertatea cuvântului și-a căpătat adevăratul sens și adevărata forță de care avea nevoie în presa noastră? Suntem liberi?
relativ. Dacă libertate înseamnă să înjur pe altul, pentru mine nu e. Dar dacă vreau să analizez obiectiv o situație și să-mi spun părerea, chiar dacă majoritățile sunt împotrivă, pot să fac ceea ce este o libertate. Libertatea, dacă ți-o iei de fapt singur, nu ți-o dau niște certificate sau niște autorități din afară, dar trebuie să știi câte să iei. Vă mulțumesc că ne-ați trimit în casa de la Buciumeni și am simțit că ne așteaptă un prieten. Mulțumesc că ați venit.